Giovanni Becali se bucură din plin de libertate. De când a ieșit din închisoare, afaceristul are dese întâlniri cu prietenii săi. Chiar zilele trecute a fost surprins la o terasă împreună cu bunul său prieten, Mitică Dragomir, care l-a ascultat și l-a consolat. În fiecare zi mă duc la cafeneaua aceea. Giovanni a știut că suntem acolo. Eram un grup de amici, toți bătrâni, trecuți de 65 de ani. Și Giovanni a venit și el. Era foarte dezamăgit pentru că fratele lui, cel care e cel mai nevinovat, stă în pușcărie. A plătit prejudiciul. Și cine s-a răzbunat pe ei și așa mai departe, a declarat Mitică Dragomir. Iată că și-a schimbat viața după ce a fost eliberat și acum se duce în locurile de care a fost cel mai dor pe timpul încarcerării. Da, e posibil să fie surprins că în momentul în care lipsește o perioadă de timp, lucrurile se mai schimbă, știi? Și poate că te duci în locurile în care ai fost și nu mai găsești la fel, sau lumea, sau locul respectiv, sau posibil să aibă și el ceva surprize din punctul ăsta de vedere. Pe de altă parte, acum să zici că cu prietenul lui trecut de 65 de ani în vârstă, hai să nu punem etichetă și vârstă, că nu există vârstă. Până la urmă, sufletul rămâne tânăr, știi? Dar trebuie să se bucure în primul și în primul rând de libertate. Eu cred că dacă aș fi fost să fiu închisă, nu știu, m-aș fi dus undeva să fiu înconjurată foarte mult de natură, să respir cât mai mult aer, în niciun caz în locurile în care am fost. Păi acum, da, dar probabil că îți dai seama, face și toate treburile pe care le-a lăsat și de care n-a mai putut să se mai ocupe. Eu sunt sigură că cineva s-a ocupat, că nu cred că le-a lăsat el chiar așa în van, știi cum e. Acum că vrei într-o secundă să acum le pui pe toate... Acum să plece oriunde vrea el, poate să plece și tocmai, adică nu e ok să intri direct în muncă. Lasă munca puțin, că abia ai ieșit, bucură-te de libertatea care păi ți s-a redat. Asta înseamnă să fii mafiot, să ții tu controlul la tot. Adică vezi, uite-te, nici bine nu scapi de o încarcerare că te bagi în altă încarcerare, că și stresul ăsta pe afaceri și a banilor e tot un, e ca, de știu, o colivie de aur. Și mereu stai acolo și te zbați cu aripile și nu știu, uite-te, și pe urmă cât de scump se plătește, adică, na, nu știu, ar trebui să gândească de mai multe ori când pun pe primul loc banii, afacerile, au și astea rostul lor în viață, nu putem să existăm fără bani, dar totodată să ne gândim că libertatea, uite-te cât de prețuită este, nu? Și trebuie